Erben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, într-o seară de marți cunoscută publicului nostru drept seara fondurilor europene și, aș spune eu, mai mult de atât, pentru că de fiecare dată în această ediție, în această zi, căutăm să dialogăm și mai mult cu telespectatorii noștri, cu cei care vor să investească în agricultură, cei care caută proiecte, cu cei care, bineînțeles, își doresc să obțină finanțări, să găsească soluții și, aș spune mai mult decât atât, partea plină a paharului. Ei bine, în această seară avem mai multe teme, mai multe subiecte și sunt convins că telespectatorii noștri, cei care de fiecare dată vin și ne propun diferite subiecte, se vor bucura și vor afla câteva lucruri extrem de benefice, utile în primul rând pentru fermele lor. Vom discuta despre Investalim, despre DR15, 20 și 22, dar vom focaliza mai mult pe programul agri-fotovoltaic, pentru că, spun eu, este un program de care ar trebui să beneficieze cât mai mulți fermieri. Aici descoperim capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară. Așadar, sectorul agricol și industria alimentară se pot bucura de niște finanțări pe care alții doar le visează. Eu cred că e bine să fim atenți la discuția noastră, la dezbaterea noastră, cu atât mai mult cu cât alături de mine, de la această oră, domnul Răzvan Gălățan, director operațional în cadrul companiei Goodwill. Bună seara și mulțumesc pentru prezență, pentru participare, domnul Gălățan. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație și sper să fie o discuție din care privitorii să aibă ce să învețe. Da, îi invit încă de pe acum pe telespectatorii noștri, așa cum o fac de fiecare dată, să ne scrie pe pagina de Facebook Agro TV, acolo unde emisiunea noastră este live, este în transmisie directă, dar și la numărul de telefon 031 405 2800 ne pot suna, pot dialoga cu invitatul meu. Le reamintesc celor care ne urmăresc, telefonul afișat pe ecran este un telefon cu tarif normal. Cred că am vorbit suficient și aș vrea ca această discuție să fie purtată mai mult între domnul Gălățan și cei care urmează să beneficieze de munca dânșilor, de munca consultanților. Domnul Gălățan, haideți să începem cu începutul și să dăm așa câteva direcții generale, să vorbim despre Investalim, dar și despre celelalte măsuri de DR15, DR20, respectiv DR22. În regulă, pe scurt despre Investalim, cred că aspectul cel mai important cu care trebuie să începem este că această finanțare, spre deosebire de cele clasice din PNS, trebuie rambursată în taxe și impozite într-o perioadă de 5 ani de zile de la finalizarea implementării proiectului. Aici, pe zona aceasta, se blochează, din păcate, destul de multe discuții, pentru că această obligativitate este corelată și cu primul criteriu de punctaj, criteriu care punctează valoarea investiției, criteriu care nu este limitat. Practic, se împarte la o sumă de bani, la 2,5 milioane și o investiție de câteva zeci de milioane de euro nu poate fi egalată din celelalte criterii de punctaj. Deci, practic, aici, pe Investalim, noi am sfătuit firmele care doresc să facă investiții cu adevărat ridicate, pentru că bugetul nu este foarte, foarte mare și atunci categoric vor fi câteva firme care vor prinde această finanțare. În schimb, DR15, DR20 și DR22, conform calendarului, vor avea o lansare în perioada imediat următoare și vorbim de finanțări
pe zona pomicolă, DR15, unde se pot face înființări de exploatații pomicole, se pot face și achiziții simple de utilaje pentru cei care au deja o exploatație pomicolă. Este pe intensitatea pe care o vom regăsi pe majoritatea programelor PNST, adică 65% este finanțare nerambursabilă. Și practic se pot face proiecte complexe de până la 1,5 milioane de euro finanțare pe acest DR15. Pe DR20 vorbim despre programul zootehnic și vorbim despre ferme de animale. Program pe care la fel avem o intensitate de 65%. Aici finanțarea poate să meargă chiar până la 2 milioane de euro dacă vorbim de un proiect complex sau până la 300 de mii dacă vorbim de un proiect de simplă achiziție de utilaje. Poate fi prins inclusiv partea de procesare și practic tot ce avem noi nevoie într-o fermă care acum pornește de la zero sau în modernizarea unei ferme deja existente. Și avem programul DR22, unde noi vedem cel mai mare interes, pentru că este un program pentru procesatori. Este un program unde pot să aplice procesatorii de cereale care produc făină. Este un program pe care avem deja în lucru câteva fabrici de ulei. Este un program pe care pot aplica abatoarele, pot aplica cei care fac procesare în zona de lapte și finanțările aici sunt, să zic așa, istorice. N-am avut niciodată pe vechiul PNDR așa finanțări de asemenea valori. Dacă vorbim de fabrici noi, în anumite domenii se pot lua până la 10 milioane de euro. De aici aș da ca exemplu fabricile de ulei care pot să iau până la 10 milioane de euro finanțare. Dacă vorbim de zona de carne, lapte, acolo putem lua până la 7 milioane de euro pentru zona de înființări și dacă avem nevoie să ne modernizăm, putem să luăm până la 3 milioane de euro, intensitatea fiind aceeași de 65% intensitate, care este mai mare decât în trecut, pentru că pe vechiul 4.2 era la 50%, chiar pentru firmele mari era la 40% intensitatea finanțării. Bun, e important că ați făcut aceste precizări, dar ca să mă întorc un pic la InvestAlim, spuneți-mi modalitatea de finanțare a proiectelor, cum se va face? Primul venit, primul servit sau cum se va derula? Nu. Este pe bază de punctaj și, după cum ziceam, primul criteriu este valoarea investiției. Valoarea investiției se împarte la 2,5 milioane de lei, adică aproximativ 500 de mii de euro, și se înmulțește cu 10, rezultatul obținut transformându-se în puncte. Să dăm un exemplu, cineva care vine cu 5 milioane de euro valoarea investiției deja pleacă cu 100 de puncte de la primul criteriu de evaluare. Criteriul numărul 2 punctează tipul de investiție. Dacă se face o extindere, o diversificare sau o schimbare fundamentală a procesului de producție, se oferă 20 de puncte. Dacă vorbim de o înființare, primim 10 puncte. După care avem punctaje pe codul CAEN. Sunt câteva coduri CAEN care primesc 50 de puncte, zona de carne, zona de procesare carne, zona de procesare fructe, legume și fabricarea zahărului și sunt alte coduri CAEN care primesc 30 de puncte. După care se punctează locația realizării investiției, județele cele mai sărace cu intensitatea cea mai mare sunt cele mai bine punctate și ultimul criteriu punctează rata de rentabilitate, adică penultimul criteriu punctează rata de rentabilitate profit versus cifră de afaceri, iar ultimul punctează capitalul social. Totuși, ele cumulate, celelalte criterii care nu fac referire la valoarea investiției, pot fi foarte ușor anulate de o valoare a investiției cât de mare. Am dat exemplu cu 5 milioane. La 10 milioane deja plecăm cu 200 de puncte. În regulă. Bun. Știți de ce am vrut să precizați lucrurile astea? Pentru că s-a mai discutat, s-a mai explicat, dar poate că au fost unele lacune atunci când au comunicat anumiți oameni și nu s-a înțeles întocmai cum stau lucrurile. E important de făcut această precizare tocmai pentru a ști exact cum funcționează. E multă debandadă, spune eu, în momentul ăsta legat de fondurile europene, tocmai prin prisma faptului că au fost niște măsuri lansate destul de târziu. Oamenii au tot așteptat, iar comunicarea dintre decidenți și beneficiari a scârțâit în anumite momente și cred că e nevoie de astfel de întâlniri între
specialiști prin care să încercăm să clarificăm și să facem lucrurile astea cât mai pe înțelesul publicului larg. Vreau să trecem acum și la fondul pentru modernizare, programul agri-fotovoltaic, pentru că știu că urmează să se lanseze, nu? Da, da. Am avut recent un anunț surpriză, prima dată dat de Ministrul Agriculturii pe pagina lui de Facebook, anunț care a accelerat lucrurile dintr-o dată și ne-am trezit și cu ghid final și cu un termen clar de depunere din 9 noiembrie și până în 23 noiembrie. Acum programul nu este unul nou, pentru că este promis de la începutul anului în toate discuțiile cu agricultorii, în toate discuțiile cu asociațiile din zona aceasta, se promitea acest program tocmai pe fondul creșterii prețurilor la energie, pentru că și această plafonare nu o să țină la nesfârșit. Și practic s-a accelerat acum foarte mult programul și trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne mișcăm foarte rapid și să pregătim proiectele pentru a putea să ne încadrăm cu depunerea lor până în data de 23 noiembrie. Corect. Așa, pe scurt, câteva cuvinte despre program. Pe program pot aplica firmele care sunt din sectorul agroalimentar, adică activează pe unul dintre codurile CAEN cu 0110 sau 11 în față. Bineînțeles, să nu fie firme în dificultate, să n-aibă datorii la stat, să nu fie în insolvență, faliment. Și practic se pot lua până la 20 de milioane de euro pe beneficiar și un beneficiar poate să depună mai multe proiecte. Deci o firmă cu, nu știu, 10 puncte de lucru poate să depună câte un proiect pentru fiecare punct de lucru în limita acestor 20 de milioane de euro care se acordă pe beneficiar. Avem o limitare maximă și aici aș vrea să atrag puțin atenția pentru că conform ghidului avem o finanțare de 100%. Totuși, trebuie să fim conștienți că nu va fi o finanțare chiar de 100%, pentru că odată avem o limitare per megawatt instalat la sisteme solare de până într-un megawatt, avem o limitare de 1 milion de euro per megawatt și la cele mai mari de 1 megawatt avem o limitare de 500.000 de euro per megawatt. Dar nu este această limitare valoarea pe care noi o putem obține, din păcate, pentru că primul criteriu de punctaj și cel mai important, care valorează până la 70 de puncte, vorbește de valoarea ajutorului de stat solicitată per megawatt instalat. Deci, practic, o singură firmă va obține 70 de puncte, firma care solicită cea mai mică finanțare per megawatt instalat din România va primi 70 de puncte, după care în ordine descrescătoare până la ultima firmă care cere cei mai mulți bani per megawatt instalat, care va primi 0 puncte. Și cu regula de 3 simple vom avea 69,80, 68 și tot așa până se ajunge la ultima firmă. Acesta este criteriul, zic eu, cel mai important pentru că este 70% din punctaj. Mai avem criterii referitoare la autoconsum, autoconsum care trebuie să fie de minim 70%, deci nu putem să punem un sistem mai mare pentru că avem obligația să ne raportăm la consumul nostru actual sau previzionat și trebuie ca sistemul nostru să acopere minim 70% din acest consum. În schimb, primim punctaj suplimentar dacă avem 90% sau mai mult de 90% autoconsum, dar primim 10 puncte. Deci nu vorbim de un punctaj care să rezolve foarte mult dacă nu avem o valoare solicitată per megawatt care să ne dea un punctaj cât de cât ok. Se mai punctează dacă prindem stocare, dar probabil că nu prea se va prinde stocarea, pentru că stocarea crește foarte mult prețul sistemului și atunci automat contribuția noastră trebuie să crească destul de mult și nu este la momentul acesta foarte rentabil. Și se mai punctează codul CAEN pe care aplicăm, unde la fel nu prea avem ce să influențăm, pentru că este codul CAEN pe care am activat până acum. Un aspect pe care vreau să-l mai scot în evidență este că noi trebuie să avem codul 3511 de producție de energie electrică deja în statut la momentul depunerii proiectului. Firmele, ESA-urile din domeniul acesta de procesare foarte mari au probleme deja cu introducerea în statut acestui cod CAEN pentru că trebuie făcute niște proceduri la ei, trebuie să se întâlnească Consiliul de Administrație, de a schimba puțin legislația la Registrul Comerțului, nu mai pot să adaug coduri în statut decât dacă le autorizez și atunci deja sunt beneficiari potențial care se lovesc de această problemă. Deci i-ar sfătui mâine, dacă vrea cineva să aplice, dacă nu are acest cod CAEN 3511 în statut, să facă pași înainte să îl introducă.
Bun, 10 secunde de publicitate și după stăm de vorbă și cu un telespectator. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct. Îi spun bună seara domnului Cornel Stroescu, fermier din județul Mehedinți. Bună seara! Bună seara! Da, domnul Stroescu. Bună seara! Vă rog. Da, este foarte binevenit, sau acești bani sunt bineveniți pentru, pentru fermele, pentru fermierii care vor să acceseze acest ban, dar din vedem că vor câștiga acele proiecte cei care vor veni cu cel mai mare aport până la urmă, cu cofinanțare, dacă putem spune așa, vor avea, eu știu, prioritate până la urmă, vor avea punctaj mai mare să beneficieze, să semneze un contract pe panouri fotovoltaice. Și eu sunt probabil o să fiu un viitor beneficiar al acestor fonduri. O să mă gândesc când fac calcule până pe 9 decembrie să vedem care sau până unde pot merge cu aportul meu de capital, pentru aportul, până la urmă, aportul propriu, dacă putem spune așa, pentru că eu am o fermă de găini și vreau să nu mai fiu, eu știu, dependent până la urmă de furnizorii de energie. Vedem care sunt prețurile. Prețurile la produsul românesc, vedeți, sunt plafonate. Guvernul a venit până la urmă pe produsul pe ouă. Noi, ca și producători, nu putem să venim cu un adaos de mai mult de 5%. Comercianții pot să vină cu 15%, dar ca să reducem cheltuielile, să venim cu un preț mai mic pentru consumatori, vom accesa aceste fonduri și sperăm că o să semnăm și un contract pentru a face astfel de un astfel de proiect, o astfel de investiție care, cum spuneam, vom reduce cheltuielile pentru produsul nostru. Dar dacă îmi permite să continui, vă rog. Vedem foarte mulți bani și pe DR22, cred că este pentru investiții în procesare și cealaltă măsură sau tot care este, investițiile sunt tot pe procesare până la 50 de milioane de euro. Nu cred și vedem dacă pe cultura mare, vorbim de cereale, avem producții mari de și putem să procesăm grâu, în special porumbul, floarea soarelui, dar dacă vorbim de legume, dacă vorbim de carne, nu prea avem ce să procesăm. Eu cred că în zootehnie ar fi trebuit să fie mult mai mulți bani pentru a avea materie primă ca să putem să o procesăm. Dacă vorbim de, cum spuneam, de cereale, într-adevăr, avem mai mult decât putem procesa noi în România, n-avem capacități de a procesa și este foarte bine pe partea aceasta. Dar pe zootehnie și legumicultură chiar nu avem materie primă, chiar dacă sunt bun, foarte mulți. Domnul Stroescu, o întrebare pentru domnul Gălățan aveți legat de aceste proiecte? Ce șansă ar avea, eu știu, viitorii, eu știu, beneficiar până la urmă de pentru parcurile fotovoltaice, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, o sumă sau aportul propriu care ar putea să câștige un proiect, un viitor beneficiar? A doua întrebare ar fi, care este suma alocată pentru aceste investiții, pentru că, din câte spuneați dumneavoastră,
până la urmă și firmele mari, eșaurile, pot să acceseze și până la 20 de milioane de euro pentru astfel de investiții. Care este suma alocată pentru această perioadă pentru a semna contracte și pentru viitorii beneficiari în acest moment? În regulă. Să încep cu prima întrebare. Asta avertizam și eu, că e clar că nu este un program cu 100% finanțare și e clar că trebuie să solicităm o sumă mai mică per megawatt decât limita oferită de ei. Acum este foarte greu să zic așa, să facem un calcul exact, dar noi recomandăm firmelor cu care colaborăm să solicite undeva până la maxim 550-600 de mii de euro per megawatt, dacă vorbim de sisteme sub un megawatt, și dacă vorbim de sisteme peste un megawatt, acolo undeva la 420-430 de mii de euro per megawatt. În schimb, legat de buget, aici chiar e o întrebare foarte bună și vreau să fac o observație importantă. Va fi un program multianual. Deci nu va fi doar în acest an, vom avea în total 600 de milioane de euro, din care în acest an se lasează 150 de milioane. Vorbim de 90 de milioane care merg la sisteme de sub 1 megawatt și 40 de milioane care merg la sisteme de peste 1 megawatt. Mai avem 10 milioane pentru parcuri eoliane. Nu știu dacă se vor epuiza, dacă se vor depune proiecte pentru zona de eolian și atunci poate și acești bani vor fi transferați pentru zona de solară. Ideea e că regulamentul ajutorilor de stat nu permite mai mult de 150 de milioane de euro pe an. Deci asta este limita permisă de regulamentul ajutorilor de stat, să lansăm fără a fi notificată comisia și fără a intra într-o procedură destul de complicată de avizare. De asta se lansează în fiecare an 150 de milioane, deci practic vom avea 4 sesiuni în 4 ani. Domnul Gălățean, iertați-mă o secundă, domnul Stroescu, să reamintim telespectatorilor că perioada de depunere e între 9 și 23 noiembrie, da? Adică noiembrie. Mâine fiind 8, poi mâine practic se lansează. Mâine e exact. Sărbătoare mare, exact. Mihail și Gavril, poi mâine urmează lansarea până pe data de 23. Nu e foarte mult timp la dispoziție. Deci avem nici măcar 3 săptămâni, 2 săptămâni și ceva. E o perioadă foarte scurtă și dacă îmi permite să fac și până la urmă e o părere personală, se vede că autoritățile n-au consultat în mai mult viitorii beneficiari care puteau să vină cu mai multe soluții pentru ca acești bani să fie folosiți cât mai eficient și beneficiarii să aibă un randament. Sunt bineveniți acești bani pentru că se va reflecta în produsul finit, în produsul care va ajunge pe raftul magazinelor, că aici vorbim în special de fermele agricole, fermele care aduc produse pe rafturile magazinelor și, bineînțeles, energia este unul de... Dacă putem, eu vă spun din punctul meu de vedere, ca și fermier, avem un cost foarte mare și pot spune că este de 10-15% din costurile de producție. Deci este binevenit, dar ar fi trebuit să fim mai bine consultanți, acești bani să ajungă la fermierii care chiar aduc plus valoare, nu acolo unde probabil... Bine, domnul Stroescu, haideți că mai discutăm și cu altă ocazie. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, cel puțin pentru moment. Îi mulțumesc și domnului Răzvan Gălățean, director operațional în cadrul Goodwill. Cu siguranță ne vom mai întâlni pentru că aceste subiecte stârnesc foarte mult interes. Pauză și revenim.